de mare preț este fiecărui om pacea sufletului. Trupul celor ce au dobândit pacea sufletului poate fi în necontenită mișcare, ostenit sau bolnav, dar sufletele lor, țintuite de Dumnezeu, Matei 5:8. Iubiți prieteni, în cazul în care nu ați făcut-o deja, abonați-vă gratuit la canalul de YouTube Calea spre Mântuire și apăsați clopoțelul de notificări pentru a vedea toate noile postări ale canalului, emisiunile în direct și sfintele liturghii transmise live de la cele mai frumoase mănăstiri din România și din Muntele Athos. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.